Persoanele cu forme ușoare și moderate de COVID-19 care se tratează la domiciliu vor beneficia în continuare de medicamente compensate integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit autorităților, vor beneficia de compensare integrală a preparatelor pentru tratamentul COVID-19 nu doar copiii cu vârsta de până la 18 ani, ci și adulții, rata de compensare a medicamentelor pentru această categorie fiind majorată de la 70% la 100%. Lista preparatelor compensate pentru tratamentul simptomatic forme moderate de boală a fost completate cu șase denumiri comune internaționale. La fel și o serie de preparate antipiretice și antiinflamatoare utilizate în cazul sindromului febril vor fi prescrise gratuit la necesitate nu doar copiilor, dar și adulților. Pacienții cu caz confirmat de infecție cu coronavirus, indiferent de statutul acestora, asigurat sau neasigurat, vor beneficia gratuit de 27 de denumiri comune internaționale de preparate în anumite doze și forme farmaceutice la prescrierea acestora de către medicul de familie.